Descoperirea a fost făcută ieri după amiază când bărbatul lucra la o nouă anexă în apropierea casei. Când a început să sape în pământ, acesta a dat peste proiectilul care provine din primul război mondial. De teamă să nu se producă o nenorocire, omul a pus mâna pe telefon și a anunțat autoritățile. Pirotehniștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au mers la fața locului și au examinat zona, însă din cauza întunericului nu au putut continua lucrările pentru a scoate obuzul din pământ, așa că au amânat operațiunea până astăzi. Zona a fost păzită pe tot parcursul nopții de către polițiști, iar în această dimineață echipe din cadrul ISU au mers la Crazna pentru a extrage proiectilul care va fi distrus într-un poligon special amenajat. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a fost anunțat de către Inspectoratul de Poliție Județean Gorj despre faptul că un cetățean de pe raza localității Crazna, în timp ce efectua anumite lucrări de construcție pe lângă locuința proprietate personală, a găsit un element de muniție. La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă pirotehnică din cadrul ISU Gorj, care a efectuat cercetarea și identificarea obiectului, constatând că este vorba despre un proiectil îngropat la o adâncime de aproximativ 20-25 de centimetri în pământ. Din cauza întunericului și a pericolului, operațiunea de extragere a proiectilului a fost amânată până în această dimineață. La primele ore ale dimineții, o echipă pirotehnică din cadrul ISU Gorj s-a deplasat din nou la fața locului și a extras proiectilul, constatând că este vorba despre un proiectil de calibru 100 de milimetri, care provine din primul război mondial. Obiectul a fost extras și depozitat în vederea distrugerii controlate într-un poligon special amenajat. Intervenția a fost una foarte dificilă din cauza faptului că focosul proiectilului era activ. Pirotehniștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Gorj au cercetat amănunțit zona în care a fost găsit proiectilul pentru a se asigura că nu mai sunt și alte elemente de muniție.